Bună seara! Înapoi la argument, se află din nou găzduită de Muzeul Ștorc, printre formidabil de rafinatele picturi ale Ceciliei Ștorc, iar invitatul meu este Mihail Neamțu, pe care îl salut cu toată afecțiunea, revăzându-l după peste 10 ani de la Tescani. Acum el este în postura de doctorant la King's College, un doctorat în teologie. Da. Teologie de care? Teologie sistematică, se spune. Teologie sistematică. Teza mea este o cercetare asupra recepției crezului nician în mediile monastice din Egipt în secolul IV. Relevanța acestei receptări pozitive a crezului de la Nicea de către monahii egipteni din secolul IV și semnificația teologică mai largă a acestei recepții. Care este? Aș spune că e o interesantă aici alianță între, să zic, haideți să folosim tipologia clasică, parcursul spiritual al celor care se preocupă de desăvârșire și o fac într-un mod maximalist și cei care s-au preocupat de, cum să spun eu, coerența dogmatică a mesajului bisericii. Și aici vorba în primul rând de cărturari, de episcopi, de oameni care au încercat să articuleze un mesaj coerent și asta a făcut-o pentru prima oară la Nicea, spune, crezul de la Nicea fiind totuși în primul rând, cred că rezultatul unei reflexii de tip scripturistic, biblic, patristic și mai ales filozofic asupra, eventual, nu, modelului divinității în creștinism. Cred că această coalescență, această relație de solidaritate între monahii care s-au preocupat de desăvârșirea lor spirituală, lăuntrică și nu, cei care s-au preocupat de un răspuns din perspectiva bisericii în fața eventual interogațiilor pe care intelectualii neoplatonici bunoare găseau de cuvință să le lanseze în spațiu public. Deci această alianță mi s-a părut foarte intrigantă și demnă de o cercetare. Alianță, nu tensiune? Nu, dimpotrivă, nu aș spune deloc tensiune. Faptul că Atanasie cel Mare, care este totuși cel care se spune, tradiția ne spune că a insistat ca acest concept fundamental pentru noi astăzi, conceptul de homoousios, să fie introdus atunci când relația între tatăl și fiul trebuia definită, relația de consubstanțialitate, relația de deoființă, acest Atanasie cel Mare l-a avut ca prieten foarte bun pe Antonie cel Mare. El este și autorul Vieții lui Antonie. Această, repet, relație de filiație, pe de o parte, de prietenie, de amiciție între un monah care a părăsit lumea pentru a se desăvârși și un episcop care a rămas în lume pentru a înțelege ceea ce creștinismul are unic de dăruit lumii acesteia, mi se pare un fapt cu totul remarcabil. Și cred că e un model, un pattern așa, care apoi a fost perpetuat și în Bizanț și în Apus. Din păcate, nici pasiunea aceasta intelectuală care a ghidat pe atâția episcopi ai bisericii primare pentru a desluși adevărul, nu pentru a le puiza într-o formulare oarecare, dar pentru a-l desluși și pentru a-l aprofunda, această pasiune a dispărut, pentru că logica puterii a început să contamineze structurile. Logica puterii bisericii. Evident. Și pe de altă parte, cred că curajul celor care, iată, s-au găsit în afara acestui sistem ecleziastic bine identificat, curajul celor care, repet, au rămas în afara lui, monahii pe de o parte și laicii pe de altă parte, curajul de a aprofunda și ei tainele acestea de la început, a început să se diminueze. Vreau să spun că prea puțin astăzi cred că au tăria să vadă în creștinism și o provocare intelectuală la adresa tuturor sistemelor teologico-politice, haideți să le numim așa, fie ale modernității, fie ale antichității. Prea puțin. Ce s-a întâmplat, Mihai? Ce s-a întâmplat? Când s-a rupt bună armonie? Nu știu, cred că ruptura are de-a face cu genealogia modernității, cel puțin în răsărit. Faptul că teologia la un moment dat... În răsărit? Modernitatea când apare în răsărit? Păi cel puțin în țările române, cred că e vorba de secolul XIX, când Facultatea de Teologie apare și ea în schema, știu și eu, primului proiect când universitar, 1864 la București. Apoi, universitatea apare în 1860? Avem modelul clar german care este importat, teologia rămâne și ea una dintre științele importante care trebuie să recunoscute universitar. E bine, când acest lucru se întâmplă, modul în care teologia este justificată în raport cu celelalte, să zic, episteme, cu celelalte discipline, facultăți, e unul mai degrabă slab. Teologia nu mai are demnitatea aceea de regina științelor care eventual poate, nu se guverneze, dar poate să indice un orizont
de finalitate, ci este mai degrabă un parcurs ghetoizat din punct de vedere strict pastoral. Teologia este locul unde se pregătesc, nu este școala de popi, locul unde se pregătesc păstorii bisericii, o biserică perfect ruralizată, știm bine, o biserică care a avut mari dificultăți, cu excepția unor figuri ca Șaguna, de pildă. Noi nu am avut foarte mulți păstori care să înțeleagă, episcop care să înțeleagă că biserica trebuie să se pregătească de modernizare, adică de urbanitate, sau pentru această urbanitate sau experiență profund urbană a credinței. Și atunci clivajul s-a adâncit. Am avut școlile de popi, cum spunea Creangă, pe de o parte, și am avut elita intelectuală care citea teologia ca pe un soi de literatură aproape science fiction, o literatură extrem de exotică, în care, franc spus, nu cred că ea credea, această elită intelectuală care a modernizat România și care are foarte multe merite. În același timp, are și câteva păcate pe care eu nu aș vrea să le uit niciodată, anume faptul că a acceptat această autoghetoizare a discursului teologic. Ori, după părerea mea, orice om... Iartă-mă că te întrerup. Chestiunea este următoarea. Modelul pe care îl importau din Occident era deja unul în care secularizarea în forma radicală franceză era luată ca fiind chiar expresia modernizării. Da, e o formulă canonică. După părerea mea, însă, iarăși aici, nu, și teza lui Pompiliu Eliade se confirmă. Prea mult spiritul francez a amprentat, știu și eu, evoluția modernității românești. Cred că dacă bunoară, modelul britanic ar fi fost luat în considerare, care până astăzi are ceva seducător. Faptul că există colegii universitare, în fiecare colegiu există o capelă. Lucrul ăsta nu este nici strident, dar nici deplasat. Faptul că teologia a rămas mult timp și până astăzi într-o universitate britanică fără o facultate de divinity, nu prea poți gândi conceptul de universitate, spre deosebire de modelul francez, unde în 1800, cred că nu mă înșel, 1895 deja, chiar cu 10 ani înainte de legea de stat care a proclamat divorțul între biserică și republică, e bine, facultății de teologie au încetat să mai funcționeze în cadrul universitar. Și acest model de laicism... Pentru că au fost expulzate de către politica agresiv anticlericală a celei de-a treia republici. Evident. Problema noastră ca români este faptul că am asistat pasiv, mult prea pasiv, la această, cum să spun, anatemizare reciprocă. Pe de-o parte, structuri ecleziastice inerțiale sau oricum profund conservatoare în sensul rău al cuvântului. Și aici aș vrea să îl citesc pe mentorul meu, Andrew Luth, care spunea că totuși ortodoxia este radicală și nu conservatoare. Adică nu este obsedată de, știu și eu, repetiția stâmpă și fără conținut a unor forme din trecut, ci mai degrabă este pasionată de aprofundarea unui prezent cu deschidere satologice. Ai spus de Andrew Luth și te rog să spui câteva cuvinte despre el. Este mentorul tău. El este, cine este? Profesorul și mai nou preotul Andrew Luth de la Universitatea din Durham, din Marea Britanie, poate cel mai reputat astăzi profesor de patristică din Anglia, care a scris nenumărate cărți, de la studiul său deja clasic pe problema originilor tradiției mistice de la Platon până la Dionisie, cărți despre Dionisie, Maxim Mărturisitorul, și mai recent Ioan Damaschinu, urmând să pregătească acum un alt op despre Palama, care ar trebui să fie sinteza acestui adică tuturor cercetărilor pe Grigorie Palama în mediul anglofon. Profesorul Andrew Luth este în același timp, a predat la Oxford 15 ani, este un pasionat de literatura bizantină, în același timp un om care are sensibilitate pentru ceea ce înseamnă datele pozitive ale modernității, remarcabil. Și cred că ar merita oricând, el este foarte bine cunoscut în țară, mai ales de cei pasionați de această literatură. A fost tradus la noi. A fost tradus la noi, a vizitat România și a ținut chiar în Sala Unirii la Cotroceni, și poate cu asta ne întoarcem și la congres, la Congresul de Istoria Religiilor din România, din toamna aceasta. El a ținut o prolegere despre percepția bizantinilor despre islam într-o după-amiază de neuitat, aș zice, în 21 septembrie, Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. 300 de oameni l-au ascultat cu foarte multă atenție și cred că l-au apreciat pentru ceea ce a avut de spus. E un